de apă. Unde e rucsac? S-aude, nu? Punctul ăsta strategic pe care suntem până la urmă, da, cu Ucraina. Dacă ai face o pasarelă, ceva, mă mândea, trebuie să nu le-am după aceea zone libere. La Spenul și-am încercat poiectina la acolo și altceva ne-am părut de apă. Și din transportul rutier, Ucraina, fără că las Turcia și zată la Constanța. El nu mai apă, că a rămâne. Că și când vezi și Fibiu. Asta era mătare. Hai să vezi că e ok. Am alegat trei brăi la, filul metru am avut. Asta aia. Avea un fel la maratona de național. Nu de acasă, cu magnez, cu mulțumim de rapață. Da, da. Atât era. La sticlă, atât, așa este, păi la mamă. Am atât și pe aia e jumătate, cu ce nu mai putea? E jumătate. S-au văzut mașini echipaj, dar alergător nu cred. Dar ne-ai venit din mine. Adică din colegi, bă, poate că știi. Ce bun lucru ăsta. Foarte bine, o cursă foarte plăcută, vreme foarte bună, am avut și însoțitori, prieteni de-ai mei, alergători din Galați, a fost foarte frumos, un bun început pentru ce va urma, mâine, poimei, războiului până pe 3 aprilie. Sper să am parte de aceeași vreme și totul va fi ok. Sunt consider că am pregătirea fizică, eu să ajung până acolo și cu răbdare, cu voință, cu siguranță voi reuși și va fi un moment foarte frumos din viața mea. Dar cum ți-a venit ideea asta pentru, mă rog, în memoria victimelor atentatului? A fost un eveniment tragic la Bruxelles, cum de altfel a fost și în alte orașe ale altor țări. Sunt oameni care cad nevinovați lupte altora și nu merită acest lucru. Am considerat că acest eveniment negativ este o bună ocazie pentru a comemora victimele de la Bruxelles și am alegat și de asemenea pentru toate celelalte acțiuni umanitare pe care le-am organizat în județul Galați, pentru copii, pentru oameni cu probleme grave de sănătate.